Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune în fotoliul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simon, mă bucur că suntem din nou împreună aici în studioul Capital TV, bineînțeles, televiziunea pe bune pentru dumneavoastră. Astăzi, la fotoliul cu Ghimbi, o misiune de promovare electorală, avem ca și invitați doi domni. Primul este domnul Mircea Muntean, susținător al doamnei Paula Corbu, care e și fiica sa, de altfel. Candidat, candidată, candidat este formularea corectă pentru funcția de primar al Deveei. Nu domnul Mircea Muntean, ci doamna Paula Corbu. Și domnul Romi Cărmăzan, candidat al Partidului României Europene, dacă rețin eu bine, pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Bună ziua, domnilor, bun venit în studioul Capital TV, aici la fotoliu cu Ghim. Bine v-am găsit și pe dumneavoastră și pe telespectatori. Bună ziua și bine v-am găsit pe dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Domnilor, nici pe unul, nici pe celălalt, eu nu v-am văzut de foarte multă vreme. Nu pot să nu încep emisiunea asta așa ca să nu intrăm direct în electoral, fără să întreb ce mai faceți voi, oameni buni? Muncim. Că vă cunosc, adică nu pot să mă prefac că nu vă cunosc. Vă cunosc, am stat de vorbă cu dumneavoastră, am Muncim. băut un suc împreună. Ne ducem între Așa. oameni, analizăm proiecte, ce putem face, ce am făcut, ce vom face de acum înainte. Vă mulțumim dumneavoastră, reprezentanților presei, că ați delimitat foarte clar și ați arătat că mai există voci, că Romi, candidatul la primărie, nu se știe de ce apar Dar postere și urmă. urma Nu, să este discutăm și normală. chestia asta. Fiecare partid serios are o listă de Deci, consiliu asta județean vis-a-vis de și ce de mai primar și faceți, președinte, da? vis-a-vis de ce mai faceți, cred că răspunsul nostru ar fi ceva de genul ce facem, uite, suntem în campanie, nu? Absolut. Eu v-am văzut prin Deva, n-am venit atunci la noastră, că am văzut că erați foarte ocupați, erați cu Paula, și era și domnul Romi Cărmăzan cu dumneavoastră. Da, și eu Și l-am vis-a-vis însoțit. de ce mi-ați spus dumneavoastră, există niște... Na, oamenii nu înțeleg toți. Acum n-au cum să înțeleagă toți. Nu suntem egali. Chiar din naștere nu suntem egali. Unul are 100 de grame mai mult sau mai puțin. Nu Noi suntem avem mai egali nici mult. în IQ. Nu suntem egali. Și atunci nu avem cum să gândim toți la fel. Au fost voci care spuneau, uite, vezi, Romi Cărmăzan candidează la primărie, Da, de-aia merge cu Mircea Muntean, nu-i Paula, nu se știa toate exact partidele care au cum. președinte de Consiliu Județean și candidat de primar în reședință. Eu l-am urmat foarte mult pe Romi Cărmăzan și în Hunedoara și în Simerea și în Ilia și îl știu ca director la poștă de câțiva ani buni, la OMV nu mai vorbesc, cu el am realizat investițiile și pentru județul Hunedoara, că și prin sprijinul nostru și prin a prietenului meu Sorin Crețu de la Simerea, care e simerian, până la urmă numiști, amândoi suntem, el este totuși născut în Ilia, eu sunt în Simerea născut și crescut acolo, la umbra uneia dintre cele mai mari noduri de cale ferată din România, pe care totdeauna cu dragoste o amintesc. Ați văzut că și în emisiunea Da, trecută am cum vorbit e? de Simeria, bombardamente și inima orașului da, a Hunedoara, fost nu? ținta atacurilor aliaților în al doilea război mondial. Bun, ce-i povestea asta, domnul Mircea Muntean? Haideți, vorbim despre Paula. Paula n-a putut să vină astăzi, dar v-a trimis pe dumneavoastră ca și susținător, probabil principalul susținător, că este tatăl ei. Da, e în Micro 15 astăzi și cartierul Gojdu. Am sprijinit-o, zic eu, destul, acum se descurcă singură, e între cetățeni, își prezintă proiectele, vorbește cu fiecare om, notează și eu zic că Paula nu e o fată rea, e o fată inteligentă și cine e inteligent nu poate fi rău niciodată. Răutatea vine de la frustrare, de la inferioritate, de la prostie chiar și chiar de la oportunism. Și de-aia noi nu o să atacăm în emisiunea noastră, o să spunem, am făcut 12 sensuri giratorii, 500 de locuințe în dealul Paiului, am creat 6.000 de locuri de muncă, am făcut două fântâni, am făcut telecabine, am făcut Aqualand, am făcut o echipă națională, o echipă campioană europeană de handbal, am făcut o echipă de fotbal în divizia B. Deci am
contribui la sprijinirea lotului național de gimnastică a României, care ne-a dus renumele în toată lumea asta. Le-am construit simbolurile gimnasticii să leg de cetatea istorică. Am reabilitat cetatea, am început. Nu pot să spună nimeni de ce Mircea Muntean acum nu este un om iubit. Tocmai pentru aceste obiective care se văd și au rămas în sufletul oamenilor. Am avut și eu greșelile mele, păcatele mele. Am spus, am plătit pentru McDonald's și Shell. Dă-le încolo. Dar nu lumea a înțeles că oricum ar fi fost, eu aș fi făcut cele două obiective atât de dorite de copiii de vei, atât de dorite de unii oameni. A fost deschiderea pentru alte investiții mari, Swiss și așa mai departe. Nu poți să pui în balanță niște realizări de 2 lei făcute de unul și de altul comparativ cu ceea ce am lăsat eu în părerea mea. Credeți că DEPA, din momentul în care dumneavoastră n-ați mai fost primar, da, a intrat pe stagnare, ca să zic așa, ca și dezvoltare? Evident că a intrat pe stagnare. Văd acum că se amenajează proprietatea privată de la Suprem. Nu știu a cui e, dar mie mi s-a oprit proiectul spitalului județean, parcarea de la proiectul meu, avizat, cu constructorul la poartă. Astăzi este un haos în fața spitalului. Bine că mi-a mai deschis ochii Paula Corbu cu investițiile ei din București și am văzut că se poate și la DEVA și a propus ca clădirea administrativă din centrul Drevei, care zace acolo de mulți ani, din 1990, să nu-i mai dea atribuții de biruri pentru români, că vreau să o facă centru regional al finanțelor publice. Vroiau la un moment. Vroiau, dar au mers. Au făcut demersuri foarte aproape de obiectiv. Dar așa cum s-a întâmplat întotdeauna, ei nu au dus lucrurile până la capăt. Știți, sloganurile mele toate au fost un primar care duce lucrurile până la capăt. Că așa tot vorbești și spui, are 100 de proiecte și actualul, dar n-a terminat niciunul. Las că le termin dacă mă mai votați. Nu mă, trebuie să termin unul. Eu mi-am sacrificat libertatea să termin McDonald's și Shell-ul. Mi l-am sacrificat. Dar alea au fost obiectivele care m-au dus pe mine până la urmă ori la necaz. Păi lumea de astăzi preferă pe Mircea și pe Paula Corbu și pe Romi Cărmăzan decât pe Balșa și pe Florin Oancea sau pe nu știu care. Aud acum că îl pune ajung la poliția municipală. Păi de ce îl pui ajung la poliția municipală? E promis la Balșa să ne scrofălească pe toți în halul ăsta, să ne jignească. Pentru că deja se pare că există unul acolo la poliția comunitară. Și, da. Bun, dar dumneavoastră spuneți, domnul Munteanu, că fiica noastră, care iată candidează la funcția de primar al DEVA-i, s-a gândit că din acea clădire pe care ba s-au gândit să-i dea o întrebuințare, ba alta, care zace, așa cum a spus și dumneavoastră, în centrul DEVA-i, nefolosită, neterminată, da, reprezentând chiar un pericol la un moment dat, da, să-i dea o altă întrebuințare. Exact. Care? Spital municipal, cu 3-4 secții, una de urgență, pentru că eu oricum eram pe planul național și actualul primar este, dar nu s-a dus să bată la porți, ca și cu sala de sport. Sala de sport s-a pierdut până acum investiția. De acum se laudă că ar fi avizată de actualul guvern. S-au pierdut cele 350 de loturi de case cu puzul realizat pentru tinerii căsătoriți, cum le-am oferit eu. S-a pierdut, da, pentru că schimbul respectiv între dealul Bârcii Mic și poligonul de tragere din municipiul Deva a fost reziliat de ministrul Dobrițoiu, ministrul armatei la vremea respectivă. Acesta a fost și el condamnat cu suspendare un an de zile, a fost schimbat din funcție și înainte de a fi schimbat, la presiunea celor de astăzi care ne conduc cu cinste și onoare, în ghilimele, au blocat proiectul zicând că aduc ei unul și mai perfect. Păi și care a fost ăla? Niciunul. Pentru că ăsta fiind căzând ministrul apărării, eu n-am spune că nu l-ar fi dus la capăt. Dar anulez un proiect al lui Mircea Muntean, gata, finanțat cu avizul primului ministru, că Ponta era bolnav cu piciorul, era în Turcia, 6 luni a condus domnul Oprea și el m-a obținut repede finanțare
și de la Ministrul Apărării, și de la Ministrul Justiției, și de la Ministrul Finanțelor, și de la Ministrul Internelor. Cele 5 avize importante ca să se realizeze schimbul. Noi trebuie să le dăm armatei 35 de hectare în cuantumul celor 27 pe care le-a cedat armata. Am construit un drum la Bârcea, am încercuit, am făcut o organizare de șantier pentru construcția unei filigorie unde să-și petreacă și puțini ostași români cât s-au mai rămas în funcție activi în mod plăcut sfârșitul de săptămână. Da. L-au anulat și a rămas Deva. Puteam acolo, lângă cartierul de case din Archia, puteam să facem 8 blocuri, aveam proiectare ca cele din Grigorescu, care le-am început tot eu pe proiectul meu și care cred că poziția respectivă era mai bună și mai avantajoasă. Mai ales că acum se va face un drum și este obligatoriu să construim drumul de la sensul giratoriu de la autoservis din Deva pe panta blândă a dealului până sus, ca oamenii mulți care sunt deja în zona Archiei și se dezvoltă și drumul către Hunedoara, către satele Cristuri și Almașul Mic, și acolo vor fi case în viitorii 5 ani, că e terenul foarte ieftin, și să-l cumperi. Nu numai să-l primești gratis de la Mircea Muntean, care le-a dat și proiect. Deci le-am dat proiect pentru 2 camere și garsonieră la toți tinerii. Și sus acolo blocurile s-ar fi pretat foarte bine în continuare. Ei, toate aceste lucruri și parcarea au fost blocate de actuala conducere. Cum era să nu intru în luptă? De ce le-ar fi blocat actuala conducere? Cum era să stau deoparte? De ce le-ar fi blocat, domnul? De ce? Pentru că au zis Mircea își leagă din nou imaginea de această construcție și nu va fi uitat niciodată dacă va realiza și cele 2 mari obiective. Bun, dumneavoastră ziceți că aveți un capital de imagine și de realizări. Și am spus, și de planuri clar, și de concrete. Planuri. Deci asta nu se pot contesta. Acest capital ei trebuie să vină cu mine în emisiune. Acest capital de... ne gândim să organizăm o dezbatere, dar nu cred că vor accepta unii. Ideea este următoarea. Credeți că veți reuși să transferați acest capital și de imagine și de proiecte asupra fiicei noastre, Paula Corbu, care este de fapt candidata pentru funcția de primar al Devei? Nu mai trebuie, că și-a transferat singură. Nu am vorbele la mine. Poate că sunt mai pragmatic, că sunt totuși animal politic și jucător pe tabla asta complicată de actori ai politicii. Sigur că ea are școală, are inteligență, are vorbele la ea, are și știe să-și creeze culoar. Nu trebuie Mircea Muntean să stea cu spate. N-am stat niciodată cu bâta. Nu eu am dus-o și am promovat-o nici la avocatul Mateuz, n-am promovat-o eu nici la Primăria Capitalei, nici la subfiliala Transelectrica. S-a dus singură, a dat examen, l-a luat. N-am promovat-o eu șefă de clasă la liceul Decebal. N-am promovat-o eu între primii 40 de studenți ai Universității de Drept din București, din 1700. Poate nu e un loc foarte bun 40, dar gândiți-vă că mai sunt 1600. Acum, 1600. Cum să nu fie? Eu am fost printre da, primii 60 din 5000 și ceva. Deci. Da, să vă spun pe concret ce suferință am avut. Primii doi, care au fost 10-10 pe linie, 2 colegi de ei, când a fost premieră și când a fost festivitățile de premiere la Universitatea de Drept, evident, ca tată, m-am dus și eu acolo. Am rămas surprins că unul dintre ei n-a intrat din 2 examene, nici la magistratură, nici la Institutul Național, la ISM. Deci, n-a intrat deloc. INM sau ISM, nu mai știu. INM. N-a intrat deloc și unul cu 10 abia a intrat la avocați. Adică avocați care au considerat oarecum din start un pic mai, cum să zic... Bun, acum, da, mai ușor decât la parchete sau la judecători. Ei, gândiți-vă că fata asta a suferit, că tatăl ei a fost condamnat. Pe drept, pe nedrept, asta e sentința, mi-am dus-o și mă bucur că n-au suferit și că toți sunt legali. Deci toți cei care mă critică sunt pe panouri. Ce durere mare și cu asta sper să închei, să îl ajut și să dau cuvântul domnului Cărmăzan, care are multe de spus și domnia sa, a fost că
Nu este corect până acum două săptămâni să lauzi pe Mircea Muntean, să spui e cel mai bun, e cel mai... Chiar aveau sloganul și în urmă cu 2 ani. Eu eram și chinuiam în penitenciar pentru alegerile interimare care au fost. Când s-a candidat și a câștigat echipa actuală din primărie, sau fosta echipă, sau actuala echipă fostă. Nici nu știu cum să le zic, că numele nu pot să-l pronunț. Ei, când m-ai pus acolo pe afiș și m-ai lăudat, pe urmă, mă critici, invoci acum dumnezeirea, invoci acum credință permanentă, invoci acum că mentorul tău îți dă dreptul de a fi primar pe veci și că eu sunt reprezentantul iadului și pe pământ. Păi astea sunt cuvinte de folosit de un candidat care își mai vrea un mandat. Păi vă spun invocarea supremului. Noi, nu vă dau doamne, exemplu. Doamne, cu da, politica și cu... Și termin cu următorul lucru. Nu știu care este mai credincioși și care mai este mai farisei, dar când doamne, doamne, este rugat să repare acoperișul unei biserici, preotul însuși se roagă la consiliul local și la cei din administrație să-i dea sprijinul. Nu se roagă direct. Nu spune cel de sus mă va transforma în... A, Dumnezeu da, lucrează prin oameni, dar da, eu cred că discuția da, e dusă da, un pic da, în extrem. Din punctul meu de vedere, eu dacă aș candida vreodată pe undeva, n-aș îndrăzni să-l amestec nici pe Dumnezeu, nici pe adversarul lui vreodată în... De ce nu? Nimeni nu spune că e rău. Dar nu să faci o temă de dezbatere ducând dincolo de abstract credința. Toți suntem domnul... credincioși și cred că demonstră... Suntem un popor de creștini până da, la urmă. Da, până la urmă. Mergem la domnul Romi Cărmăzan. Domnule Romi, a stat cu mintea cu lații așteptate. Vreau să vă întreb următorul lucru. De ce Partidul României Europene, de ce alături de Paula Corbu, iată alături de Mircea Muntean și restul echipei? Sunteți o echipă care s-a format destul de repede, zic eu, da? Și care, din ce văd, din ce observ, este una destul de unită și de strânsă. Cum da, haideți să încep cu o chestie așa omenească și de suflet, care tot timpul... Un vechi proverb românesc spune că nu este greu să treci râul, este greu să alegi podul. Eu fac parte din generația celor care în 89, la Revoluție, împlineam 18 ani, eram major. Am plecat un an de zile să-mi satisfac stagiul militar. Am suferit, am fost, pot să spun, un erou al Revoluției în ghilimele. Am venit și am găsit o Românie schimbată. Deci am plecat lăsând acasă comunismul și m-am întors găsind deva schimbată, piața plină cu tot felul de produse și de lucruri la care noi nu îndrăzneam să visăm. Și am sperat că lucrurile se vor canaliza spre o direcție bună și în România. Am sperat tot timpul. Au trecut 30 de ani de atunci și nu s-a întâmplat mare lucru. Ca să spun așa în ghilimele, s-au făcut modificări, că nu trebuie să nu vedem lucrurile astea. Dar dacă am reușit pe aici, pe acolo, să modernizăm un drum, să modernizăm un cartier, să modernizăm o școală, să modernizăm o instituție, în schimb n-am reușit aproape deloc să modernizăm clasa politică. Ba dimpotrivă, mi-aduc aminte cu plăcere, pentru că am făcut parte din câteva grupuri de partide, chiar dacă unii mă numesc traseist, i-aș întreba și pe ei, că sunt și contracandidați de-ai mei care au trecut pe la mai multe partide, dacă eu sunt traseist, ei ce sunt? Am rămas foarte surprins să văd că, de fapt, astăzi, partidele în România, după atâta vreme, nu mai sunt niște partide care au la bază o doctrină, nu mai sunt niște partide care au niște crezuri, nu mai sunt niște partide care își consultă membrii. Și vă dau un exemplu. Am fost exclus, mi-aduc și acum aminte cu zâmbetul pe buze, de Partidul Național Liberal în 2004, sunt documente care ateste lucrul ăsta. Exclus. Exclus, pentru că am avut curajul să nu votez un proiect de hotărâre. Eram consilier local în Consiliul Local Simerea, în care primarul de la acea vreme și cu o parte din consilier aranjaseră să dea o parte din baza sportivă a Simerei, să o dea unui privat. În Simerea se adunau peste 3.000 de semnături, umblau oamenii cu tabele de semnături în care nu erau de acord. În Consiliul Local totul depindea de votul meu.
Și am dat crezare oamenilor. Am văzut că 3500 de oameni, care însemna alegerea unui primar, ne spuneau că nu-i corect. Putem face oriunde un alt edificiu, dar nu în baza sportivă de acolo. Pentru chestiunea asta am fost exclus din Partidul Național Liberal. Apoi... Adică pentru că n-ați vrut să înstrăinăm. A fost o părere a mea pe care nimeni nu mi-a respectat-o și pentru asta mi-am plătit. Mi-am urmat altă cale politică, eram privat, am lucrat 25 de ani în mediul privat. Am fost reprezentant al rețelelor de benzinărie OMV în județul Hunedoara. Mi-am făcut de fapt o benzinărie, adică nu da. Ascundem după de Dumnezeu. Mi-am văzut de drumul meu în viață, am urmat o altă cale, am găsit alți prieteni care m-au luat lângă ei și spus, domnule, avem un alt partid. Din nou am fost exclus și de acolo. Ce ați mai făcut? De PDL. Pentru că am făcut campanie cum se făcea atunci și am fost singurul, să spun așa, prost în ghilimele care mi-am asumat-o. Am înțeles. Știți ce se întâmplă în politică? Toți fac la fel, dar nimeni nu recunoaște. Ei, să ne întoarcem la zilele noastre. Am început să dispar cei drept încet, încet, mâhnit fiind și am simțit o chestie pe care cred că o simte toată lumea. Merg în fiecare zi aproape în teren și văd cât de greu e să-i dai pliantul unui om. Pur și simplu pune capul în pământ și nu te poți uita în ochii lui. Și știți de ce? Pentru că revin și spun, n-am putut în 30 de ani să reformăm clasa politică. Am crezut cu tărie și cel puțin că au dispărut două generații de politicieni din fapt. Eu n-am făcut politică și nu fac o politică la nivel. Nu sunt de nivelul lui Mircea Muntean sau altor competitori. O, mulțumesc, domnul. Dar sunt un fin analist și văd lucrurile astea analist pentru că am avut și de-a face în compania care am condus-o cu mulți oameni care văd cât au de suferit pe chestiunea asta și asta a fost alegerea care m-a adus să începem să construim ceva nou. Fac o chestie poate aproape în premieră. Este ultima mea încercare în a mai face politică într-un fel sau altul sau administrație pentru că la un moment dat te gândești că încerci odată, încerci de două ori, încerci de 100.000 de ori. Vreau pur și simplu să nu să mă las, să-mi văd de activitățile mele că la un moment dat te gândești, poate așa trebuie să fie sau poate aveam un prieten care spunea, domnule, zice, nu noi suntem defecți, partidul nu-i bun, ăștia gândesc altfel de cum gândim noi. Romii suferă de prea multă sinceritate, eu n-am zis niciodată că mă las, nici nu m-am lăsat și nici Romii nu se va lăsa. Acum mai e o vorbă. A doua excludere, ca lumea n-a înțeles că poate nu are experiența mea în raport cu dumneavoastră titanii din presă, a fost celebra înregistrare, nu a lui, nu el a greșit. Deci a fost celebra înregistrare cu, de la Călan. Cu liderul lui, Maximus. Și ăla a vorbit ce a vorbit, spunându-i lui. A fost înregistrat și pentru că ăla a fost sancționat, a fost sancționat și el. Aceeași chestiune mi s-a întâmplat mie cu marele nostru Crin Antonescu, care iată-l unde este. Zace acolo undeva și frumoasă a doar admirația unor vorbe frumoase. Da. Când a venit, a venit aici și a zis domnul și să-i dea Dumnezeu sănătate, că așa am reușit să fac proiectul pentru tineri în momentul în care a venit și a spus nu îl suspendați pe Mircea. Nu, nu. Îl excludeți pe Mircea. Pentru că are și el dreptul să meargă unde vrea el, gândind el strategic că e un motiv să mă agațe și să mă acuze de traseism. M-au dat afară și în momentul ăla eu mi-am aprobat două lucruri. Tot ce au făcut primarii, uitați, dragi de veni, 50 de milioane aprobate, da, de Elena Udrea. Cum s-o înjur pe Elena Udrea? În 28 aprilie, chiar de ziua mea, la București, împreună cu Murgeanu. Și o spun că ați văzut că am avut o poziție dură și față de domnul Andone un pic, pentru că actuala conducere zi de zi se pozează lângă vreau cineva. Doar cu Mircea Munteanu. Chiar și cu un șobolan mort dacă îi aduce un vot. Nu poți tot timpul tu să n-ai nimic în spate. Mai întâi cu Mircea. Nu-i mai Mircea, mă lipesc de X medic. Dacă nu-i medicul, e ofițerul. Dacă nu-i ofițerul, e... Păi nu-ți poți așa. Creează-ți, mă, un ego a tău. Creează-ți o linie a ta și spune, domnule, vin. Ți-ai spălat firmele, dar conduci primăria cu ajutorul unei persoane de 78 de ani. Nu se poate să-ți bagi joc de tineri ăștia care au venit în primărie cu speranța să învețe, să ajungă director, să ajungă
Uite, am pe listă un director care și-a sacrificat și a zis, poftez-mă, n-a pe românește, n-a demisia mea. Și este primul meu pe listă, Chitaru Ioan, care e titan în informatică. A fost unul dintre elevii fruntași al lui Robu, care se laudă cu Robu. Robu nu m-a ajutat pe mine, dar eu l-am ajutat să ajung acolo candidatul când eu eram vicepreședinte al Partidului Pățar. Domnule Mihnea, vreau să plusez un pic, nu știu dacă sunteți de acord cu mine sau nu, domnule Romi, la fel. Mai au o vorbă vis-a-vis de ce ați spus dumneavoastră, domnule Romi, că e ultima oară când încercați. Fiecare popor are conducătorul pe care îl merită sau fiecare comunitate are conducătorul pe care îl merită. Așa va fi. Așa va fi. Să vă gândiți că la, acum 4 ani de zile am obținut 10.000, 9.900 de voturi pe Deva. 9.900 de voturi merg și la Romulus. Pe liste, că lumea nu mă va lăsa singur fără Consiliu. Vor vota și steagul dacic, simbolul oarecum a Hunedoarei și a Daciei libere și tradiționale, cu 9.000 de voturi oricând Romulus, ca fost director numai al poștei, va aduna din tot județul și din Hunedoara, că a locuit mult timp în Hunedoara, în Zimerea, câteva mii. Că ne mai trebuie 2.000 de voturi să luăm doi consilieri județeni. Eu nu spun ca ei, avem 60% în sondaje. Așa spuneau și alți candidați. Și eu veneam și spun, nu domnule, eu am 33 și tu ai 26. Și așa am și acum. Eu am 33 și primul după mine are 26. Acum, că puteam să zic. Nu, n-am zis. Am zis așa ca fapt divers. Eu puteam să zic că are 18 și că eu am 40. De ce am dat 33,6? Că atâta e. Da, am înțeles. Nu-i momentul, dar o să fac sondaj. O să fac sondaj exact în 16 septembrie. Va trebui să și rog pe Devens de data asta să nu le mai fie teamă. Că au creat teamă, ne-au dat afară angajați care îi face trădători și azi a fost un scandal enorm. Pe toate sistemele au încercat să se răzbune. Nu se poate face politică în halul ăsta și nu poți, Romi, să pleci pentru că ar suferi mulți, mulți oameni și îi va taxa lumea cu votul. Vă rog, domnule. Bun, vedeți? Ăsta a fost momentul la care am ajuns la Paula Coru. Mircea este prietenul meu și este un singur om din administrație de la care am avut de învățat câteva lucruri. Au mai fost câțiva oameni și trebuie să-i mulțumesc. Și am luat cu tine 85.000 de voturi la nivel de pe județ. Pe această cale, noi am mai colaborat și în 2012 atunci în bătălia pentru Consiliul Județean. Am văzut ce poate Mircea. Și am câștigat. Și ăsta a fost momentul în care am stat de povești și am spus, da, e nevoie urgent de schimbare. Uitați-vă ce se întâmplă în mediul politic. Ți se face lehamite. Deschizi dimineața televizorul și la prima oară iasă cineva din PNL și spune astăzi plouă din cauza PSD-ului. La ora 10 iasă cineva din PSD și spune lucrurile vor merge prost din cauza PNL-ului. Și de la 1 la 2 până la 4 până la 10 seara, doar atât. Dăm vina pe unii pe alții. Că nu avem pensii de vină PNL-ul, că avem pensii de vină PSD-ul, că nu sunt alocații de vină. Nu se mai poate. Deci, oamenii ăștia sunt enorm de mult de ocupați în a găsi vinovați și nu își ocupă timpul în a găsi soluții. Asta e părerea. Atât. Deci nu există nimic și este dureros să văd inclusiv la președintele țării, care ar trebui să fie un imparțial, să-i cheme, să-i pună la masă, să le spună atât pentru tână, gata, oameni buni. Îi dezastru pe noi cât casă, ar trebui să ne apucăm de muncă. Ăla a fost momentul în care Mircea m-a convins că totuși mai avem o șansă. Șansa sunt tinerii. Pur și simplu sunt tinerii. Gândiți-vă câte tevatură se face pe toate canalele în care ne rugăm, căutăm fonduri, resurse să ne aducem tinerii acasă, să-i aducem din străinătate, să le creăm. Păi cum să-ți vină un tânăr acasă când, dacă vă uitați pe toate listele de candidați, nu vreau să fiu la un partid, primii trei candidați, n-am să dau nume, mi-am propus lucrul ăsta, nu fac nici politică, nici rău. Primii trei candidați la un partid politic, la locale, au împreună 200 de ani. Deci se poate verifica. Deci au 200 de ani. Primii trei candidați primii la un partid. Deci primii trei, 1, 2, 3, la un partid de la locale, au 200 de ani împreună. Doamne, niciodată nu m-am gândit la chestia asta. Vă spun, vi-l dau după la ieșirea din studiu. Dacă vă uitați la partidele mari, da, e nevoie și de oameni înțelepți, e nevoie de oameni cu experiență. Dar să știți că oamenii cu experiență nu trebuie să fie între consilieri, trebuie să fie în aparatul de specialitate, trebuie să fie în consiliile județene unde sunt, trebuie să fie în primărie unde sunt,
Și acolo e nevoie de cineva care să-i pună într-o echipă și să le traseze o direcție. Și să aibă un management corect și sănătos. Nu e niciun secret. Văd atât de multe chestiuni pompoase aruncate. Proiecte pe 10.000 de cărticele cu... Nu! Păi noi dacă nu suntem în stare să punem 10 borduri drepte, 10! Să punem 10, să le numărăm, să fie drepte. Vă dau un exemplu. Stăteam de vorbă cu un prieten bun, un om de afaceri. Și nu le spuneți-mi în județ un edificiu făcut cap-coadă în care spui, no, ăsta e bine făcut, cum zice Ardeleanu. S-au făcut drumuri care la prima ploaie s-au distrus. S-au făcut tot felul de edificii din astea gen cămine culturale care au stat închise. S-au făcut tot felul de centre de informare care au doar angajați și nu au activitate. S-au făcut piste de bicicletă care se termină într-un zid. S-au făcut sensuri giratorii pătrate. S-au tot felul de nebunii de-a lungul timpului. Nu, domnule, când văd atât de multe... Culmea e că nu răspunde nimeni pentru ele. Exact. Și când văd atât de multă filozofie, îți vine să crezi că ai impresia că instituțiile astea sunt... Uitați-vă la toate companiile mari ale lumii. Uitați-vă la Facebook, la Oracle, la nu știu cum să le denim, poate nu vreau să le fac publicitate. Nu, 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 e ok. Toate sunt conduse de tineri. Acolo sunt tineri. Într-un mediu relaxat, oameni cu idei inovative, oameni care au aplecare, oameni cu implicare. Asta trebuie să facem. Toată lumea spune bani. Nu, domnule, bani sunt. Uniunea Europeană ne-a alocat niște bugete de nu le putem citi, nu le putem traduce. Îți trebuie doar o echipă de oameni care să nu facă altceva, să se dedice, să-și ia cămașa dimineața, să-și bea cafeluța, să întâlnească cu președintele, cu vicepreședinții, cu toți. Vă mai fac o chestie în premieră, dacă voi ajunge, pentru că pentru e o provocare. Voi lua pe toți ceilalți contracandidați care văd că au idei și vor să facă ceva, să fie în echipă cu mine. Am să le propun să-mi fie consilieri. Am de învățat și de la domnul Moloț, am de învățat și de la domnul Nistor, cum au și dânsii de învățat de la mine. Dacă oamenii ăștia sunt de bine... Și de la tineri. Și de la tineri. Putem face o echipă împreună. Asta e idealul, asta e chestia care ne-o dorim. Și soluția care trebuie pentru județul. Își dorește cineva această echipă? Își dorește și ar dori oare cei nominalizați de dumneavoastră să împartă din cunoștințele pe care le au, multe, puține, să stea unul lângă celălalt la masă. Vă răspund eu ce le spunea Eminescu acum, în secolul trecut, adică. Una e lumea închipuirii, cu aia e visuri fericite, alta e lumea cea reală, care cu sudori muncite a creat acele mute, uriașe piramide care stau de mii de veacuri în pustiuri împietrite. Câte au mai văzut și ele ce ar vorbi, ar avea glas. Toate au trecut de lume, numai rău ne-a rămas. Și au spus câțiva la lume de ale rele să se lasă. Cine ascultă vorba asta, cine aude, cui pasă? Am creat o lume nouă, pastă lume de noroi, toate spraf. Lumea e cum este, dacă lumea suntem noi. Deci, unii astea văd numai dulceață, unde toți vedem necaz, să nu dormi o zi și o noapte, să rămâi tot timpul treaz și așa ai sta degeaba și ai să vezi cu ochii bine, de vezi rău, de nu-l vezi, el în oameni tot rămâne. E, vedeți. Deci, scurt! Am recitat câteva versuri. Asta moment toată, inedit, stimați telespectatori, într-o emisiune de promovare electorală, da? Ce spunea de lumea politicii, știu eu, asta 1800. Eu nu cred că și-ar dori ce e numerat. Ar fi o chestie interesantă. Știți care e toată povestea? Să știți că peste tot sunt oameni de bine. Eu am rămas... Dar e greu să fii om de bine, domnul... Nu e greu, e normal. Trebuie să fie o chestiune normală. Eu am rămas surprins să văd că nu s-a schimbat nimic în această campanie electorală. S-a dat startul, am văzut aceleași chestiuni cu care eram obișnuiți. N-am văzut niciun lider politic să iasă, să-i ureze succes contracandidaților și pe această cale asta vreau să fac, să urez succes tuturor contracandidaților, să rog da, să aibă... Da, vorbești serios. Da, eu vreau să aibă succes toți, să aibă o campanie corectă, să aibă o campanie cinstită și să avem o campanie din care să aibă de câștigat cetățeanul, cel care 4 ani noi politicienii, inclusiv îl pălmuim, îl facem cum vrem, îl supunem caznei și în data de 27 ne ducem la ușa lui și stăm cu sufletul la gură să ne dea votul. Dacă nu schimbăm modul ăsta de abordare, nu vom reuși nimic.
Și în 2024 vom avea, am văzut că aveți copii pe aici, tineri, da, frumoși, drăguți, o să vă sunați cu tristețe să-mi spuneți că sunt la Bruxelles sau în Anglia sau nu știu unde, că și-au urmat calea acolo. Asta se va întâmpla. Pensionarii vor rămâne tot mai singuri, locurile de muncă tot mai puține, pentru că, să știți, o mare, mare problemă au oamenii de afaceri, deja nu mai au forță de muncă. Chiar dacă ne urlăm, ne dăm de ceasul morții să creăm locuri de muncă, ele există, dar nu avem cu cine lucra. Pentru că, haideți să vă mai dau un exemplu, este curios cum n-am stabilit niște lucruri clare și sănătoase. Dom'le, în viață există niște priorități. Asta trebuie să se întâmple și în administrație și în orice activitate. Eu sunt manager de meserie, am studiat, am predat managementul în școli. Deci, în viață trebuie să-ți faci urgent lucrurile foarte importante și foarte urgente. Alea le pui pe agenda. Priorități. Prioritățile. Alea sunt zero. De acolo plecăm cu... adică, într-un cuvânt, nu-ți cumperi mobilă dacă n-ai acoperiș pe casă, că ți-o distruge. De multe ori am făcut așa în administrație. Avem urgent sănătatea, că asta e acum urgența numărul 1. Uitați-vă ce se întâmplă. Ne e frică să ne privim în ochi unii pe alții. Avem o altă urgență, zero, educația, în care bâlbâim în toate colțurile. Și apoi după care să vedem... 30 de ani de zile bâlbâim. Și apoi trebuie să vedem exact de calitatea vieții. Să ne ocupăm și de partea asta. Acolo avem, dar neglijăm absolut tot. Am rămas uimit să citesc zilele astea. O țară fără educație, o țară care are un popor needucat, nepregătit, neculturalizat până la urmă, va fi întotdeauna o țară cu un popor ușor de manipulat, cu pretenții foarte mici, cu o calitate a vieții extrem de scăzută. Și de aici poate și vorba aia, cu țara te vrea prost. Păi da. Eu sper că nu. Exact asta se întâmplă și v-am spus, m-aș fi așteptat ca din startul campaniei toți lideri, și sunt câțiva lideri mari, cum a face și cum a făcut-o și Mircea, să spună oameni buni, o campanie demnă, o campanie curată, să fim atenți la cei care ne postează, cum ne înjură. Și să ne dăm mâna după ce se termină, să ducem mai departe. Asta nu contează. De ce atâta ură? Ți-ai văzut ruinată dintr-o dată o aspirație? De ce să-ți fie frică de un tânăr care vine de la București, care și-a făcut școlile? Uitați-vă la Irina de la Petriș, de care probabil că vrea să spună. Astăzi e promovată la 20, a început la 23 de ani, a venit bucureștean în statul Petriș. Locul 2 pe țară după Ciugut, cele mai multe fonduri atrase, cel mai frumos VJ la MTV România. Și a fost promovată de cine? De liderii liberali la Arad. Da. Au luat-o, au știut să o iei, mai întâi au scrofălit-o, cum au știut, cum fac și cu Paula, când au văzut că fata, o mână de fată, nu că Paula, de 23 de ani, bă, Paula are 30 de ani, a lucrat și acolo și în primăria capitalei și știe un pic cum să apuce lucrurile, are vorbele la ea. Irina săraca s-a zbătut, astăzi o promovează mândria noastră. Păi nu sunt oportuniști, când au dreptate, când atacă fata asta, eu ce să fac, să mă mut din Deva? Eu m-am retras, mi-ați cerut de ven, stai mai în spate, ai făcut destule, gata. Sigur că ajut cu expertiza mea, sigur că pe partea asta de proiecte, unde niciunul din cei trei lideri nu l-am văzut intrând în șanțurile și în tranșeele marilor investiții. Fie că să numiți Swiss, fie că să numiți McDonald's, fie blocuri de locuințe. De ce? Unul stă semnează acte, ălalalt se duce joacă tenis, ălalalt nu știu ce face. Deci de aici lumea zice că administrația e slabă. Nu spune că neapărat primarul actual, ci spune administrația e slabă. Și atunci rămâne la o femeie de 78 de ani care dă cu biciu și prin primul rând să înceapă restructurarea cu dumea ei. Primul lucru ăsta trebuie făcut în primăria Deva. Să lași un pic să se aerisească, uși închise, sisteme electronice, nu poți să intri nici pe acolo, nici pe acolo, poliție la ușă, armată la scară. Păi dă un colo de treabă. Da, or fi și oameni răi, or fi și oameni hotărâți ca mine, care, uite, ne-am băgat în luptă. Că spunea și alt mare poet, nebuni, da, sunt nebuni. Sunt nebuni în lume, dar lume dragă, de n-ar fi ei nebuni, ai fi și mai săracă. Ți s-ar usca și ram, și rădăcină, de n-ai avea prin ei nebuni la șefi tu rădăcină. Și lumea ți-ar fi searbădă și goală. Și ai fi cu mult mai acră și amară, iar cei deștepți
azi n-ar mai trăi niciunii de n-ar muri în locul lor nebunii. Bun, suferim unii. Suferim unii pentru dacă, alții. Dacă nu, un nebun are un copiatră în apă, se chinuie 10 deștept o spate. Exact. Dar, mă rog, asta vreau să spun. Asta vreau să spun. Inteligența predomină și nu înseamnă inferioritate și frustrare. Am spus de asta la e nevoie. Nu e nevoie de... V-am spus, nu există niciun secret. Uitați-vă sloganul nostru. Știm ce avem să facem făcut pentru județ. Nu este niciun secret când aud tot felul de chestiuni. Dom'le, în primul și în primul rând trebuie să ai aplecare spre oameni. În al doilea rând trebuie să ai o orientare în a-ți pune oamenii în echipă, fiecare pe locul lui. Să știți că am cunoscut și în administrație, în aparatele de specialitate, sunt oameni de o deosebită calitate, sunt oameni muncitori și în primărie, care își văd de treaba lor, specialiști, care au lucrat de viață, care cunosc legislația. Oamenii aia trebuie să te folosești de ei, să-i pui la muncă, nu trebuie să-i chinui, să-i ameninți, să-i muți, cum se schimbă. Și mai trebuie să fac ceva, să fiu imparțial din punctul de vedere politic. Uitați-vă, dacă județul ăsta a avut un handicap mare, noi suntem un județ aparte în România. Județul Hunedoara este cel mai urbanizat județ din România. Peste 76% din populația județului locuiește la oraș, să știți. Avem cea mai mare densitate de populație în mediul urban. Avem cel mai mare număr de metri pătrați de spațiu comercial pe cap de locuitori. Deci ne rămâne practic 25% din populația județului care trăiește în mediul rural, acolo unde gestionează, să spun așa în ghilimele, Consiliul Județean activitatea, să-i punem și pe ei, să-i aducem la nivelul orășenilor. Și la orașe sunt probleme. Vă dau un exemplu. Dacă am avut președinte la Consiliul Județean PNL, au avut de suferit toate primăriile PSD. O mare prostie, da, o mare prostie. Dacă am avut invers, PSD a fost au suferit ceilalți. Și vă dau un exemplu. Zilele astea treceam, am fost până sus la Certej, la Săcărâmb, o zonă de almintere superbă. Absolut superbă. Traversez trei comune. Traversez Șoimușul, traversez Hărău și traversez Certejul până ajung sus. Da. La Șoimuș, primar, PNL, drumul Zob, mă rog, acolo se și lucrează, se sunt lucrează, alte chestiuni. Da. Intri în momentul când ai intrat la comuna Hărău, primar, PSD, vicepreședinte, președinte, drumul, asfalt, asta au beton. Fost făcute acum? Da, acum. Când a intrat în comuna Certej cu primar PNL, dezastru, gropi. Dom'le, de ce trebuie să sufere omul de la Certej, locuitorul din Certej, locuitorul de la sus, de la Săcărâm, pentru că ei au ales pe altcineva. Bun, acum, vis-a-vis de Certej... Bun, eu nu, să mă înțelegeți... Nu face parte din emisiunea asta, dar ideea este următoarea. La Certej, de ani mulți de zile, este primar domnul Câmpian, care nu prea a făcut nimic în comuna aia, chit că a avut guvern PNL, chit că a avut guvern PSD. Mă rog, nu-i cunosc. Îl cunosc pe Mihai. Asfaltat, nu se văd lucrurile. El a asfaltat foarte mult pe stările lăturalnice și poate... Cu ce, domnul Mircea? Aici da. Nu sunt de acord. Cunosc administrație care, de exemplu, face numai în centru. Da, bun, eu altceva betonare, vreau, marea betonare la Certej. Domnul Adrian, altceva vreau să scot în evidență. Este nevoie de o gândire corecte și coerente. Păi dacă am început un proiect, drumul ăla trebuie să plece de la Certej și să-l repar până la Șoimuș. De acord. Să fie gata, da? Deci ori și am rezolvat tot, o problemă. Haideți să vă dau un exemplu. Astăzi în județul Hunedoara, starea drumurilor județene este mediu spre rău. Există o statistică făcută în care sunt catalogate drumuri bune, maxim medii sau rău. Minute mai avem. Deci un drumurile sunt mediu spre rău. Mai avem încă 135 de kilometri de drumuri de pământ. Și încă peste 250 de kilometri de drumuri pietruite. Tot timpul o să avem probleme, pentru că nu o să le poți pune toate într-un mandat la punct. Dar au trecut 30 de ani și în mare parte unii locuitori nu pot să se bucure de minimul de confort. Apă, canal și un drum normal, nimic altceva. Ca apoi, după ce ai rezolvat aceste chestiuni, să treci la etapa următoare. Am mai trecut de zeci de ori prin tot felul de comune. Activitatea mea mi-a dat ocazia să văd lucrurile astea. Cămine culturale în aproximativ toate satele, nu cred că există vreun sat să nu mai aibă cămin cultural, renovate foarte bine, dar care stau închise. Nu le găsești, nici măcar în mormântări nu se mai pot ține acum acolo, că alea și-au făcut capele, și-au făcut pomeni, parastase, nu mai îndeplinesc condițiile de igienă și așa mai departe. Bun. De ce nu, prin direcțiile de cultură ale Consiliului Județean, nu încercăm să creăm tot felul de evenimente cu copiii din localitățile, care sunt de multe ori în zone mai defavorizate, mai îndepărtate de oraș. Să încercăm să creăm și acolo evenimente artistice. Pentru că țara te vrea prost, domnul Cărmăzan. Așa este. Și încă o chestiune... Și dezinteres. Încă o chestiune, cultură? Vă mai spun în premieră, că sigur sunteți din Hațe și trebuie să știți lucrul ăsta.
În lume există peste 170 de geoparcuri, sau în jur de 170 de geoparcuri. Geoparcul se definește prin faptul că este o arie protejată în interiorul comunității. Barele naturale sunt în afara comunității. România are un singur geoparc catalogat în lume. Știți unde este? La Hațeg. La Hațeg. Eu vă spun și am rămas uimit. Ca să ai o asemenea rezervație, să fii în primele 170 de rezervații din lume și tu să nu reușești să o promovezi, să nu reușești să crezi. Da. În condițiile în care cei de la Bruxelles te trag de urechi aproape la 6 luni sau trimestrial, că nu reușești să atragi fonduri. Nu trebuia făcut nicio, nu era nicio filozofie acolo. Niște oameni cu idei, cu ăsta și un parc tematic. Îmi dezvolta absolut toată zona. De acolo puteam să mă duc spre cetățile dacice. Da, se mai încearcă așa timid promovarea lor. În anul electoral 2016, și această statistică n-ar trebui să o uităm, nu numai eu, chiar și adversarii mei, dumneavoastră, presa, tot. Știți bine, dar ne scapă acest esențial subiect. A fost prima dată când Țara Hațegului, vorbesc strict de Țara Hațegului, nu știu ce am fost pe Deva și pe restul localităților, a atras 100.000 de vizitatori în zonă. Evident că cei mai a fost vârful, să spun așa, al de credință și de aplecare ecumenic asupra ceea ce reprezintă Arsene Boca pentru zona noastră, pentru Ținut. Sigur că au fost și celelalte obiective vizitate, dar am depășit litoralul românesc. Adică noi am avut cu 1.000 de oameni mai mulți decât pe tot litoralul românesc care începea în 1 mai. În concluzie, dacă acei oameni aveau ce spunea romii astăzi și parcul pus la punct, reveneau cu a doua generație sau cu alt copil sau cu alt prieten ca să vadă și el. E, acest lucru s-a întâmplat la Deva cu cetatea. Noi am început de jos, incinta 3, incinta 2, acum urmează incinta 1. Incinta 1, dacă trece un an, se poate la valoarea asta de încasări de 50 de miliarde pe an, sus construiești teatru tematic, cafeneaua literară, sala de trecere din lumea civilizată în lumea medievală, printr-o muzică adecvată, printr-un ambient special în care oamenii vin din stresul lor, trebuie să duci cum îl ducea totdeauna pe turist în sala cavalerilor și scotea atunci din mediul lui cotidian. Ei, asta va trebui să facă și Țara Hațegului. Să pună an după an lângă părintele Arsene Boca și alte obiective tari. Eu aș vrea să revenim totuși la dumneavoastră, la Deva și la Hunedoreni. Suntem la final de emisiune, părând câte un mesaj, vă rog, celor care se uită la noi. Domnule Munteanu. Să aveți încredere într-o echipă tânără, să aveți încredere în experiența mea și a noastră, să aveți încredere în Paula Corbu și în Romi Cărmăzan, să aveți încredere că știm ce trebuie făcut pentru județul Hunedoara și nu degeaba această echipă a fost votată nu de mult timp cu peste 95.000 de voturi, dacă îl adunăm și pe acel Mircea Muntean fals. Ah, celălalt, da, clona. Vă rog, clona. Domnule Cărmăzan, nu mai e clona acum. Dragi hunedoreni, dumneavoastră știți cel mai bine ce aveți de făcut. Odată la 4 ani, mulți trec prin studiourile de televiziune și vin și vă explică ce au făcut, ce vor să facă. Vă explică că, virgulă, dumneavoastră se simte important pentru ei. Dar eu sunt ferm convins că de data asta, după atâta vreme și după atâtea de împliniri și păcăleli, sunteți cei mai în măsură să decideți pe cine trebuie să puneți să vă reprezinte pentru următorii 4 ani. Să știți că, din punctul meu de vedere și din punctul multora, echipa Partidului România Europene este o echipă care, cel puțin, dacă nu poate să vă promită că o să vă facă să nu mai plângeți, cel puțin va plânge alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc! Cu lupul dacic înainte.
Vă mulțumesc, domnilor, pentru prezența în emisiune. Vă doresc succes în alegeri. Poate ne mai vedem pe parcursul campaniei electorale. Mulțumesc. Stimați telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră cu respect pentru timpul acordat. Rămâneți în continuare alături de Capital TV Televiziune. Pe bune, sunt Adrian Simeon. Numai bine!